Misterul celor 8 daci de pe arcul împăratului Constantin. Până și astăzi stârnește o mare mirare prezența a 8 nobili daci de pe arcul de triumf de la Roma, al lui Constantin cel Mare. Însuși împăratul Constantin cel Mare era getodac, născut în cetatea Naissus din Moesia Inferioară, astăzi cunoscut ca orașul Niș din Serbia. Constantin a avut pentru cetatea lui natală o grijă deosebită. Toată viața, Constantin a fost interesat de țara zeilor. În anul 316, aflându-se la Roma, împăratul Constantin cel Mare inaugura Arcul de Triumf. O construcție armonioasă, bine echilibrată, măsurând aproximativ 26 metri înălțime, lățimea fiind de 8 metri. Monumentul se remarcă în mod deosebit prin bogăția reliefurilor reprezentate ca și prin valoarea lui artistică. A fost început în anul 312 pentru a slăvi titlul de eliberator al Romei, acordat lui Constantin după victoria dobândită la podul Milvius împotriva lui Maxentius. Pe acest arc triumfal domină 8 statui de daci, impresionante ca dimensiuni, peste 3 metri înălțime. Dacii poartă tunici strânse la mijloc, cu o cingătoare, pantaloni lungi, răsfrânți și strânși la gleznă și o mantie fără mânici, prinsă pe umărul drept cu un ac sau fibulă. Probabil acești 8 daci au făcut parte din cadrul forului Traian, care s-a prăbușit de-a lungul anilor. 4 din cei 8 daci erau daci nobili și ceilalți 4 erau daci simpli, reprezentați fiind fără căciuli. Cu toții au o atitudine demnă. Întrebarea e ce căutau acești 8 daci pe arcul de triumf al lui Constantin, când statuile erau deja sculptate pe timpul lui Traian. Cu alte cuvinte, 200 ani în urmă. Sunt două ipoteze. Prima ar fi ca după destrămarea forumului Traian, Constantin cel Mare să ridice statuile păstrate pe arcul său de triumf, venerând și glorificând astfel imperator Traian. Acești 8 daci uriași erau considerați de romani semizei ocrotitori. Fiind divinitățile sale protectoare, getodacul Constantin i-a plasat pe arcul său de triumf. Însuși împăratul Traian i se închina zeului Danubius. Acele 8 statui de comandanți daci, impresionante ca dimensiuni, peste 3 metri înălțime, așezate deasupra coloanelor ce decorează cele două fațade ale arcului, reprezintă glorificarea căpetenilor armate dace biruitoare, cu care împăratul Constantin cel Mare l-a învins pe Maxentius.